Domnule Florin Piersic, pentru mine ați însemnat, veți însemna și însemnați mult. Un reper de moralitate, de bun simț, de conduită și de generozitate umană. Pe lângă talentul actoricesc pe care îl aveți, aveți și o înzestrare sufletească de excepție. Mă bucur că v-am cunoscut, mă bucur că m-am putut hrăni din piesele dumneavoastră de teatru, din filmele dumneavoastră și din întâlnirile de la televizor. Mă bucur că suntem contemporani și doresc să mai fim contemporani încă vreo câțiva zeci de ani. Vă transmit multă sănătate, putere de muncă și să ne dăruiți acea iubire care să se întoarcă înzeciți și însutit asupra dumneavoastră și să vă dea forțe proaspete și în continuare. Fără dumneavoastră, Cluj-Napoca ar fi numai Napoca. Vă iubesc! N-am ce face, deci nu dau turcii, nu bateți așa tare la ușă! Nimeni, nimic, mă, o beznă ca nu, că mă, eu nu știu de ce nu pun un bec de 800 pe hol. Oh, hordă! Da, cine? Ci, n-am comandat pizza, nu mulțumesc, nu. Nu. Cine ești? Florin, eu nu sunt... Nu cumpăr tigăi, nu-mi trebuie, nu mă interesează. Cine ești? Eu sunt... Florin, eu sunt fiul tău și te iubesc. Tu ești fiul meu și mă iubesc. Ține-mă să-mi ajuns acum să fii, parcă ești un cardinal din Africa de Sud care nu a ieșit papă. Hai, susține-mă! Da, mor aici, mă! Cum ești, mă, fiul meu, mă? Nu ești normal, mă! Bă, sunt! Eu te iubesc, tată! Să rămână, bă, tată! Și eu iubesc, mă! Bă, care e mâine 1 aprilie, mă? Sobicec, mă! Tu te, bă, nu să ia nimic, mă! Și tată! Eu sunt Victor! Victor, mă, iară, mă bucur în sfârșit că ne întâlnim, tată! Bă, luați-le, bine! Cum să fii, mă, fiul meu, mă? Noi avem... Eu am doi copii, pe Florinel și pe Daniel, atât! Așa e! Așa sunt frații mei, deci suntem trei. Măi, lămurește-mă pentru Dumnezeu, mă, că e o razna ca Laurence Olivier în Hamlet, mă, nu mă întrerupi, că-i pierd. Nu, lasă-mă, te lămurește. Zi-mă, lămurește-mă. Deci, în 72, erai la Cluj. Eram la Cluj, la București, eram în Julieta Sonia. Și ai mers să-ți pui o plombă la... La aici, la canin, că mâncasem semințe, mărgelat. La un cabinet unde mama era în practică, mama mea. Descrie-mi, eu te rog, era pe mama ta. Știi cum era mama? Cum era o mama? O femeie frumoasă. Asta e Ana Seles, da? Asta e Ana Seles. Păr lung. Și negru. Asta-i marga. Și era încăpăținată și obsesivă. Asta-i marga. Andrei Marga. Așa, și da. După ce ți-a pus plomb, ai invitat-o, știi unde? Unde? La Belvedere, de unde ați socializat și... După ce ați socializat, iată-mă. Pentru Dumnezeu, mă, mi-amintesc de maică ta, mă, păr negru, piele de abanos, sunt ca două pietre tari de moară, am umblat crăcăna 10 zile după ce am împins vagoanele la ea, dar uită-te... Uită-te ce a ieșit, bravo, te sărute, iartă-mă că am fost cel mai denaturat, tată. Îți plătesc retroactiv pensia alimentară, mă. Nu, în banane, mă, în butuie, în ce vrei, în ridic, mă, vreau, tată, să mă revanșez. Nu asta contează, mă bucur că n-am întâlnit. Mă, și eu mă bucur, zim, nu, doamnelor, zim despre tine, mă, unde ai crescut? Puteți face și cruce, invers, că nu ești catolic. Dar bunicii mei, în Congo. În Congo, mă. În Congo de sus sau în Congo de jos? În Congo de mijloc. În Congo de unde-i bombo, mă? Exact! Ce pregătire ai, mă, că ai îmbătrânit, mă, nu vă încărunțește, tată, să ne grește, mă. Pe nimeni nu e perfect. Eu sunt lector, doctor. Vai, ce mă bucur, Dumnezeu mi te-a adus pe o frânghie catarză. Mă, m-apuc o durere de după tap de aici. Și se mută în jos și coboară pe picioare. Mă, te, domn doctor, Victor, dă-mă un leac, mă. Nu, tată, nu. Sunt lector, doctor în construcții. Și vreau să-mi fac, ca să moară toți dușmanii mei de ciudă, da, un loc de veci mare, P+2, piscină,
să-mi fie bine pe lumea de dincolo și mă ajuți la proiectare. Așa e că mă ajuți. Te ajută! Vino să te îmbrățișez, Doamne Dumnezeu, ești copilul meu, dragul. Vai, ce-aș fi schimbat scutecele tale din frunză de cocotier. Tăticu, spune orice, spune orice, spune-mi. Lasă-mă să te las. Eu vreau să-ți fac o propunere. Nu mă mai însor cam și ieși pe acasă. Spune. Tată, nu. Spune. Talentul tău, tată, ce noroc, Doamne. Eu vreau să jucăm piesa ta cea mai tare, piesa de succes. Străin în noapte în Congo. Extraordin. Bă, ce bă, tu nu ești prost. Nu e, ești nu, foarte cum prost. Cum ești băiatul tău? Da, dar ești extraordinar. Mă, eu o să joc rolul principal. Midea, rolul principal feminin și tu, mă, tu o să fii noaptea, mă, și văd, mă, în Congo acolo. Iar tu nu o să mai fii Choco Flander. Dar ce o să fiu, mă, Victor, ce o să fiu? Congo Flander. Da. Congo Flander. După 52 de ani de scenă. Am prins cumva numărul lui de telefon, l-am aflat de pe la colegii din presă. După ce am terminat facultatea și hai să-l sun și eu. Îmi făcuse în rost de telefon mobil, aveam 3 minute gratuite și îl sun și îmi răspunde maestru. Îmi răspunde maestru, cine sunteți? Nicu Bendea, așa, și ce doriți? Să vă felicit, eu entuziasmat, să vă felicit că vă iubesc, că sunteți un mare actor, că îmi place de dumneavoastră, la care el ai gusturi bune. Dar vara asta am ajuns la Cojocna, Ibița Clujului, Laguna Albastră a Transilvaniei și maestru Piersic se relaxa acolo. Am vorbit cu Salva Mari, cumva am ajuns și ne-am întâlnit, mi-a zâmbit. M-am emoționat, firește că m-am emoționat când l-am văzut pentru prima dată de aproape. Nu-și arată vârsta, e un om generos, nu refuza pe nimeni pentru o poză, stătea de vorbă cu oamenii. Și chiar el a recunoscut că zice, mă, dacă eram în București, mă omorau paparații. Dar aici, în Cluj, n-avem paparații, avem un fotograf de nunți. Astăzi, maestru Florin Piersic împlinește 82 de ani de viață și 83 de ani de când tot vorbește. Primele cuvinte ale maestrului când a apărut pe lume au fost, nu mă aplaudați, vă fac eu semn. Primul fular alb din jurul gâtului a fost de fapt cordonul ombilical. Probele scrise la bacalaureat au apărut atunci când maestru Piersic nu reușea să-și termine răspunsul la oral. Când îl sună Ion Iliescu să-i spună la mulți ani, Florin Piersic îi răspunde, să-mi giugiuliești bărzoiu. A fost peste tot în lume. Florin Piersic a călătorit enorm, numai în Ierusalim, în Israel, de fapt, a fost de vreo 30 de ori. Știți singurul loc unde n-a fost și nici nu va merge niciodată Florin Piersic? La masa tăcerii. La mulți ani, maestre, să trăiești că trebuiești, așa cum zice marele tău prieten Relu Tămaș, și vă rog, mergeți dacă n-ați fost până acum la piesa Străinii Noapte, s-a jucat de peste 1200 de ori, și deja maestru cu partenera lui de scenă sunt un pic mai intim în noapte. Să rămânem așadar Choco Flander credincioși maestrului Piersic. Maestru Florin Piersic împlinește astăzi 83 de ani, dar a zis că se simte ca unul de 38 și iubește femeile ca la 18 ani. Aseară a fost serbat în cinematograful care îi poartă numele, numai lume bună acolo, începând cu primarul Emil Boc și terminând tot cu Emil Boc, și-a făcut o remarcă pe scenă, zice, ați văzut-o pe nevasta lui Iohannis la mini-jup? Abia aștept să o văd de aproape că mă înfierbântă. Maestru Piersic a văzut-o, dar Klaus Iohannis nu prea văzut-o pe soția, că dacă ar vedea-o mai des, ar fi mai activ și s-ar implica mai mult și în problemele țării. La mulți ani, maestre Florin Piersic. Sănătate multă și să ne bucurați prin prezențele domniei voastre mulți ani de acum înainte.